Salut și bine v-am regăsit în acest filmuleț. Astăzi sunt pe modul așa de supraviețuire. Mama! Felix a dormit foarte rău de la dinți, așa de tare l-au supărat dinții și nu aveam nimic să dau. Dar am comandat și mi-a venit astăzi. Da. Ce? Joc? Care? Mai gândi și am început bine să vorbesc, deja rămân prăvoce. Care joc? Care joc? Care joc? Da. Care? Puzzle? Da. Da, cum spuneam, Felix s-a trezit. Vrei ăsta cu rozi? Da. Puzzle din ăsta? Dar nu mă apucați acum de făcut puzzle-uri, că trebuie să mâncați. Uite, îl luați pe ăsta și îl faceți împreună. Îi arăt și lui Daniel cum se pătrăiesc, el poate nu știe. Da, știe. Da, hai să vedem, să îi mai arăți și tu. Că oricum merg să... Merg să vă aduc imediat de mâncare. Da, păi caută perechea. Dacă nu știți, arată Melissa. Uite, scaunul se potrivește cu masa. Nu aveam nimic să-l dau pe Gingiș. Mi-era așa de milă de el și așa de nemulțumit era și nu vrea nici în brațe, nici legănat, nici plimbat, nici nimic. Deci cred că s-a făcut 5 jumate până am adormit și la 6 și 5 s-a trezit iar. Și s-au trezit și Melissa cu Daniel, deci a fost o noapte destul de lungă, dar i-am comandat gel pentru gingiuțe și a venit astăzi. L-am dat și acum la prânz ca să se liniștească și să poată să doarmă. Da, și în zilele astea, ai găsit? Bravo! În zilele astea, așa când nu am foarte multă energie, pur și simplu mă limitez la lucrurile care sunt importante, și anume copiii să fie curați, hrăniți și în rest, dacă pot să mai bag aspiratorul bine, am băgat astăzi aspiratorul, dar altfel nu mă agit cu nimic. Să am mâncare și am mâncare pentru copii și în rest, pur și simplu să treacă ziua, să supraviețim, să se facă iar seară, să dormim. Aia e de doctor. Da, bagă în ureche ca să asculte inimioara. Ce ai găsit acolo? Întoarce ce? Măr și cotor. Cotor? Ce e cotor? Cotorul e ce rămâne după ce papi mărul. Asta ne aduce măr? Asta vă aduc măr. Vă e foame și acum cred că ați vrea să mâncați orice. Da, și cam asta e. Florin, săracul, e în drum spre casă, dar a ajuns târziu la una dintre firme și s-a închis. Și a trebuit să aștepte până a doua zi. Și a stat 15 ore și a așteptat până a doua zi să se deschidă firma. Este o steluță. Da, nu e de mâncat. Este doar e o steluță de plastic, probabil să te joci în nisip. Da, cam asta e rău la o meserie de genul ăsta, pentru că pierzi timp pe drum, dacă e vreun accident sau e ceva și întârzi și se lungește și... Și în loc să ajungi când trebuie, ajungi 15 ore, 20 de ore mai târziu. Tata! Da, ai găsit perechea, bravo! Tata! Super! Tata! Foarte fain! Foarte fain, tu ai dormit bine? Ce? Ce? Acolo cred că trebuie o găletușă. A. Găletușa de nisip. Unde este găletușa de nisip? Trebuie să-ți întorci toate piesele și atunci dacă le vezi, le găsești mai ușor. Da, așa cum să merg să le dau copiilor de mâncare. Și cam asta e în zilele astea așa mai grele un pic. Dar trec toate, nicio problemă, mergem înainte. A ce așteptați voi? Poate să-l lăsăm eu? Nu, lasă că răsturn eu ca să ajung acolo unde trebuie. Hai, mergi. Aba, ești frâng.
Unde să punem apa? Ia stai un pic, dă-te un pic, Melisule, te rog frumos. Tu ți-ai pregătit mașinile și Melisa și-a pregătit acolo păpușile? Și căiuți. Și unde să punem apa? Aici? Da. Sigur? Da, vreau pe ciuțul. Nu, gata, gata, ajunge, ajunge. Toate vrem. Toate vreți? Ești mai. Dar vă jucați frumos, da? Deci este o pasiune de-a lui Daniel să se bolăcească. Și pentru Melisa. Și pentru Melisa, da, parcă lui Daniel, că el asta ce s-a rugat de mine o grămadă să vă pun apă. Aba, eu fi la opmaj. Cum mama mi vi mai spui? Last time. Cu tea ca n-a fapt timbau Dar numai acolo vreau să fie apă, da? Să nu mai vărsați prin altă parte, da? Vă jucați acolo frumos, bine? Da, să Felix, ce face băiețelul să joacă? Deci, unde are Felix dinți? Felix? Unde? Nu, încă nu se văd, decât de aproape așa un pic îi vede mami. De fapt, unul se vede mai tare și celălalt cred că urmează să iasă. La voi merge treaba? Mai aveți apă? Da. Uite! Dar ți-a dat acolo prea multe jucării, mami, că trebuia să vă luați și voi câteva, să le udați. Nu trebuie să le udați pe toate, că se strică. Că n-avem loc atâta pe calorifer să le punem la uscat. Trebuia să vă alegeți și voi acolo câte 5 jucării și astea nu sunt de udat, puiule, că astea după aia nu o să mai cânte. Astea nu se bagă în apă, Daniel. Uite, deja a pus acolo la uscat. Hai, schimbă. Pune un pic mai încolo. Dar așa e, trebuie să se usuce. Nu le băgați pe toate în apă, Daniel. Daniela, joacă-te doar cu astea de aici. Bine? Eu am mai luat nouă popuță. Nu altceva. Pa! Pa? Îți place? Ia, cum ești? Încă nu ești așa ud. Hai, vă mai jucați un pic și după aia strângem. Ia, tu ești udă? Tu nu ești udă. Aici la mânecă oricum o să te schimbi și tu. Nu e s-a udat. Te-ai udat la mânecă, ți-a alunecat asta. Oricum, vă mai jucați 10 minute și după aia strângem. Nu ca ce ți-e sete? Vrei să bei apă? Da. Păi bea de acolo, din chiuvetă, de unde ți-ai vărsat apa. Vrei să-ți dau din apa mea? Da. Păi, dar tu ai golit o sticlă de apă, deci s-au jucat cu apă. Am strâns. El a mai luat o sticlă cu apă, bine că nu era multă, că oricum i-am zis și lui Florin, trebuie să ajungă să nu le mai lăsăm apă la îndemână. Mai avea, cred că, vreo două degete așa în apă. Și a vărsat iar acolo în chiuveta lui să se joace și acum e sete și cere apă. Și am spus să bea apa de acolo. Păi, Daniel, uite, e goală sticla, de unde să-ți dau apă? Să-ți dau din apa mea? Păi faci ce faci și tot la sticla mea ajungi. Mai verși apa? Nu? Sigur? Da, o să-l țină fix 5 minute până își potolește setea.
Hai că niciun mai am mult apă. Deci, mai verși apă acolo la chivetă? Nu? Te-ai jucat destul? Da. Da? Vrei și tu o pică? Dar o să trebuie să mai aducă mami apă, că nu prea mai e. Mai bei picul ăsta? Hmm? Gata! Ce-ai găsit acolo? Ba. Aia cu e Suzeta aia? Baby. Și o vrei tu? Nu, no, baby. O papă Daniel? Baby. O papă bebe? Hmm? Îl iubești? Da. Ia. Vrei să plece Felix? Nu. Să nu plece, nu? E bebelușul nostru? Hmm? Trebuie noi să avem grijă de el, așa-i? Da. Până se face mare, mare. Pa. Mă ajuți și tu să avem grijă de Felix? Pa. Pa. A luat apa? Pa. Nu înțeleg ce zici. Cade din pat? Păi nu cade din pat, că de asta sunt eu aici, așa, și am grijă de voi. Avem grijă de Felix, da? Da. Cine vrea bebeluș, trebuie să ceară de la Doamne, Doamne, un bebeluș, așa-i? Că noi nu-l dăm pe al nostru. Vrei apă? Vrei apă? Îți dau eu dacă vrei, nu-l lua tu, că e plină sticla și te lovești. Vrei apă? Hai că te ajut eu, bine? Stai să-l pun pe Felix mai încolo. Gata, se încheie filmulețul. Toți copilașii dorm și Felix, că i-am comandat. M-am dat cu cremă pe față. Și oricum, după ce mă dau cu cremă, mai stau așa 10-15 minute să intre bine în piele și abia după aia pun nasul în pernă. Deși nu se transferă. În fine, l-am dat pe Felix cu gel la măseluțe, la dințișori. I-am dat acolo toată gingia cu un gel. Numai că e sus. Să văd dacă am ambalajul pe aici. Să simțiți că nu căutăm gunoi, ci acolo unde reciclăm hârtia. Ăsta i l-am cumpărat. Osa Flanțânțan Gel. Nu are zahăr. Mai aveam pentru ceilalți copii tot ceva de genul ăsta, numai că erau perluțe, osanit. Dar acum am luat gel, are 20 de grame. Deci vă mai arăt încă o dată așa ca să vedeți cum e. 20 de grame. Asta e și pentru îngrijirea dinților, dar este și pentru atunci când le ies dinții și au gingiile inflamate. Să, aici așa zice, să scoți cam 2-3 cm din gel și să masezi o gingia inflamată și poți să faci de 3 ori lucrul acesta. Mă rog, scrie aici tot ce conține, printre care mușețel văd și o grămadă de alte chestii pe care nu le înțeleg. Și salvie, mentă, propolis, conține destul de nelken cu ișoare și are 20 de grame. Da, și l-am masat pe gingiuțe și văd că deocamdată s-a liniștit și este ok. Și eu comand de pe... Mi-am comandat și astăzi, că aici mai am și mi-am comandat iarăși acadele din alea, care se numesc M-E-M, Eucal. O să încerc să vă las în descriere link-uri, Nu mai știe să vorbește. Să văd dacă...
Am vreo hârtie ceva. A, mi-am mai comandat și supozitoare să am în casă pentru Felix de 125 de paracetamol. No. Asta este farmacia Aporot. Este farmacie online, aporot.de, parcă. Oricum, dacă scrieți Aporot pe Google, sigur vă apare. Și de la farmacia asta online îmi comand tot felul de chestii din astea, supozitoare sau gel. Și astea de pe față, de la Vichy, tot de la farmacia asta. Și au prețuri foarte bune, mult mai bune decât farmaciile astea de te duci să-ți cumperi. Da, și aici am, pentru că am comandat paracetamol, am o foaie în care mi se explică cum se folosește acest medicament, supozitorul, să nu depășesc doza. Da, mai am ceva aici? Le-am cam scos. Un alt sirop pe care îl cumpăr și este cu extract de cimbru, este recomandat copiilor peste un an. Bine, noi l-am folosit prima dată, cred că iarna trecută, deja Daniel avea un an și jumătate. Ce mai vreau să spun la asta, că dacă îl desfaci, 6 luni poți să-l folosești, adică după ce l-ai desfăcut. Și asta este, este sirop de cimbru și iau și eu și le dau și la copii când tușesc. Deci pentru tuse, când au tuse aia așa insistentă, cu asta îi tratez. Asta este cu zahăr, am văzut că este și varianta fără zahăr, am încercat-o. Și asta mi-a fost recomandată de o asistentă care mai venea la Claudița. Și da, toate astea eu mi le comand de la farmacia Sonai, că nu stau toată ziua să mă duc la doctor cu copiii pentru orice sirop, pentru orice supozitor, că mi-e destul de greu și atunci chestiile astea mi le cumpăr singură. Asta poți să o folosești 4 luni după ce ai desfăcut sticla, 4 luni poți să folosești și asta costă 8,15 €. Costă asta pe gelul ăsta de dinți a fost 7,55 €. Și știu că siropul ăsta l-am cumpărat din farmacie și am dat vreo 10 € pe el. Deci e mai ieftin pe site. Asta nu știu cât e, da, aici am dat 7,55 €. Na. Acadelele, așa, 100 de bucăți de acadele. A 10 grame fiecare, am dat 26,90 €. Și față de alte farmacii sunt prețuri destul de bune. Asta nu ca să fac reclamă, dar de fiecare dată când arăt câte ceva, tot primesc întrebări de unde, de unde, și eu stau în Germania, vreau și eu de unde să cumpăr, de unde comand, de unde nu știu ce. E bine, aporot.de, cred. Da. www.apo-rot.de, că am văzut acum acolo. Bine. Și să știți că
Aici sunt tot felul de astea să nu se dea copiilor, mai ales dacă sunt comandate medicamente, adică să nu se înmâneze coletele copiilor. Și vin destul de repede, cam în 2-3 zile. Și aici mai am și floricelele mele care arată foarte bine, în special trandafirii ăștia galbeni au înflorit și arată foarte frumos. Și gata, nu mă mai lungesc, am trâncnit aici mult, prea mult pentru o încheiere. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare, vă pup și să ne vedem sănătoși, sănătoase în filmulețul următor. L-am auzit pe Felix.